caramel. Oh, tu peux commencer. Vă salut din nou, dragilor, și bine v-am regăsit. În sfârșit am ieșit un pic la pescuit. Azi am ieșit pe sălbatic, pe un râu, pe râul Trent din Regatul Unit. Hai să aruncăm un ochi și la râu să vedem cum arată. Locul arată binișor, spun. E piatră, e curent. Sunt bulboane, nu știu cât e de adânc apa, dar arată destul de promițător. Și sper să reușim. Aici avem și o curbă mare. În jos avem un pic de șuvoi la acolo la pod, dar șuvoiul vine până aici, apa curge spre dreapta, că acum nu prea se vede din cauza vântului. Se anunță o zi cu nori, cu vânt. Și sper eu să reușim să prindem ceva cât de cât măcar. Dacă nu, măcar ne relaxăm. Doar ce am parcat, o să descărcăm echipamentul, o să ne instalăm aici. Bețele vor sta, cred, aici. O să pun bețele și pe acolo să putem coborî cu minciogul în caz de, Doamne ajută. Ce să mai... Stăm până de seară. Vedem cum o fi. Și hai să vă arăt și cum am gândit eu să abordez rapid partida asta. Am niște nadă, dar nu foarte multă. Cheese and garlic din gama Big Fish River. O să pun la umectat jumătate de pungă de peleți de 6 mm cu semințe de cânepă. Nadă, peleți de 4 halibut, peleți de 4 sămânțe de cânepă și niște arpacaș pe care l-am pregătit de aseară. Arpacașul l-am fiert, i-am dat o boia de ardei iute și niște praf de usturoi. O să le pun toate în găleată, le amestec și vedem ce iese. Cam așa arată mixul. Nadă, peleți, vierme, stă, se colează. O să pun un coșuleț de nădire cu care o să fac nădirea, prenădirea. Și pe urmă cred că voi pescui cu plumb în loc de coșuleț. Și plumb o să-l învelesc în mămăligă. Am făcut niște mămăligă acasă. Tot așa cu boia, cu usturoi, e numai bună. Miroase bine, îl învelim plumbulețul și ar trebui să funcționeze. Acum o vedea. O să folosesc lansete de crap de 2,75 libre fiecare, 3,60 m, mulinete de 5000 cu bait runner, fil de 0,30 pe ambele, pe această gălbuie verde sau ce culoare îi, am o montură cu coșuleț prins pe picioruș. O să încep cu un coșuleț de 90 de grame. Să vedem cum ține vadul. Am lăsat forfacul lung, circa 1,20 m și un cârliguț numărul 12. O să încep cu viermi, la cârlic cu buchet de viermuș, apa fiind foarte curată. Cârligul l-am legat cu 0,25 momentan. Și vedem ce-o fi. Două lansetă pe negruța. Am pus un plumb în clips, la fel forfa cu lung de 1,20 m,
La fel, un cârliguț numărul 12 cu fil de păr pe care o să atașez dumbbell sau pelete. Iar pe plumb o să-l învelesc în mămăligă. Da, pe această lansetă cârligul am legat cu 0,30. Hai să facem și prima lansare. Am pus pe cârligul 4 vierni. O să încărcăm și cu șuvețul. O să-l presez bine, bine, să iasă cât mai greu particulele. Hai să încărcăm niște mămăligă pe plumb. Nu-i foarte tare mămăliga, o să se desfacă ușor, ușor, treptat, lăsând miros în apă. Peletele pe banc, pe firul de păr. Și la drum cu el. Prima lansare e făcută, o să lansez la un interval de 20-30 de minute și sper să reușim ceva, vântul-i vânt, ca la el acasă. Daviduțu, poftă bună! Mulțumesc! Am luat și ceva sandwich-uri cu noi, ceva mâncării, ca să avem a ce bate vântul, ai, 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 dar nu-i mai. Teoretic îmi place că e norat. Dacă nu era vânt, era perfect. Acum poate vântul ăsta îi pune un pic în mișcare, dar nu știu ce să zic. Tocmai am primit vizita controlorului de sector. Am plătit tichetul de zi, că aici și râurile sunt gestionate de asociații, cluburi și așa mai departe. Nu prea găsești porțiuni libere. Am întrebat cum merge pescuitul în ultima perioadă, răspunsul total negativ, adică nimic pe zonă. Apa e foarte scăzută și curată. Nu știu, până când n-o să înceapă din nou ploile să se mai oxigeneze un pic apa, va fi greu de avut prezentări. De-aia încerc mai subtil, așa, cu buchet de viermuș, cu un pelete mic, că nu cred că-s dispuș peștii să ia momeală mare pe vremea asta, da, vedem. Momel de cârlig, în afară de vierme, am o grămadă de tipuri de peleți cu usturoi, cu brânză, cu spicy sausage, cu mama să cării să-i ducă. Momentan am pe stânga buchet de vierme, pe dreapta un pelete de 8 mm de usturoi și o vedea, pe dreapta o să mai schimb momelile de cârlig cu diversi dumbbell și soft pellet. Pe stânga o să insist un pic cu vierme. Cred că dacă e vreo șansă, aici ar fi. Și vedem ce-o fi. Daviduțu dă la spinning, nu s-a disparte de lanseta lui cumpărată de la mare. Da, în ultima perioadă nu prea am mai avut timp de ieși la pescuit, am fost într-un mini concediu pe la mare, am mai vizitat diverse atracții turistice cu el. Acum, dintr-un loc de la mare, și-a găsit el o lansetă de spinning mai așa pentru copii, ușurică și drăguță. Și tare bine îi place lui să dea la spinning. I-am pus o montură drop shot cu peștișor de plastic de 3 cm, 4 cât are. Dar momentan, pentru că la mine deja au intrat 2 bibani pe vierme, și-o pus și el vierm pe cârlig, să încerce să prindă și el ceva bibanaș.
Da, așa cum am zis, am avut două trăsături pe vierme, dar ambii doi bibani micuți, nesemnificativi. Mai insistăm și vedem ce se întâmplă. Am schimbat, am lăsat doar una dintre lansete, cea neagră, cu coșuleț de 120 și cu dumbbell la cârlig. Cealaltă am scos-o și am înlocuit-o cu o lansetă ușoară, o lansetă de feeder, cu care pescuiesc pe lacuri de obicei. Am pus un coșuleț pentru viermuș de 45 de grame, pescuiesc aici în partea dreaptă, nu de partea de mal. Forfac lung, cârlig de 14, viermi la cârlig. Încercăm și așa, să vedem. Daviduțu prinde biban după biban, uite ce bibanaș frumos a prins. Hai să le liberăm. Eu am prins o babușcă faină la feeder și Daviduțu se distrează cu bibănei. Acum ăsta a fost cel mai mărișor, în rest sunt mic gustare. Da, vedem. Poate intră ceva. Avem un bibanel. Ce frumos e. Da, ce fain e. Hai, da. Eu speram la altceva. Lasă-l, da, ce frumos e. Ia, Daviduțu, uite cu bibanașii lui. Și eu de cu fiderașul meu. Dar deocamdată nu intră, măi, ceva mai de Doamne ajută. Numai biban și o roșioară am prins frumușică. În rest, bibani, apoi nu stau să umplu filmarea cu ei, că nu are rost. Da. Vremea cam așa se prezintă. Aici avem lanseta. Dacă țigă câte un pic la fideraș. Dar nu smar, nu știu, nu intră deocamdată nimic. Nici nu pescuiesc de parte, cred că vreo 6-7 metri distanță de mal, puțin lateral dreapta. Da. E o bulbon acolo, o groapă faină. Pește ar putea fi, da. Iată și un pui de nu știu ce e ăsta, că nu-i nici cleanda, nu-i nici mreană, nici roșioară. Are gura ca și mreana, dar nu-i mreană, nici văduviță. Sper totuși să intre și altceva mai frumos, dar parcă îmi pierd speranțele încet, încet. Dar la feeder, la viermuș, tot mai pițigă câte un amărât de ăsta mic. Ba biban, ba roșioară, ba mama să cări să-i scuture. Da, n-am avut nicio trăsătură, așa mai de Doamne ajută. Pe lanseta mai mare am mai tot alternat momelele de cârlig, rezultatul 0 în continuare. E aproape ora 2, nu știu cât mai stăm, vedem. Nu știu care treaba, locul pare fain, apa e ok, ce trebuie, cu șuvoi, cu bulboni, cu piatră, cu mama să care se ducă. Vremea e grozav de vânt înorat, teoretic ar trebui să fie ok pentru pescuit, dar totuși nu reușesc să am o trăsătură mai de Doamne ajută. Cam asta a fost pentru azi, dragilor. E ora 5 fără 15 minute. Am ajuns pe undeva la ora 11. Na, aproximativ 6 ore în care nu am reușit mare lucru. Da, ăsta e pescuitul. Ăsta e pescuitul pe sălbatic. Condițiile, na, ce să zic, pentru pescuit au fost bune.
zic eu, doar că peștii nu au răspuns. În schimb, pe noi ne-a cam umplut vântul și nu vreau să riscăm vreo răceală, vreo gripă pe vântul ăsta și am decis să împachetăm și să renunțăm. Până data viitoare, eu vă doresc fire întinse, aveți tot respectul meu ca întotdeauna, vă salut și vă îmbrățișez cu tot dragul. Toate cele bune!